Ei trăiesc din scandal, din circ. Nu o să ne vedeți niciodată pe noi că începem să facem scandal de mahala, să ne înjurăm reciproc, așa cum s-a înjurat Simion cu Șoșoacă, mai știu eu Șoșoacă, cu nu mai știu cu cine. Și alegătorii dezamăgiți de PNL și PSD se îndreaptă mulți către AUR și SOS și nu către dumneavoastră. De ce creșteți în sondaj? Eu am să resping parțial prezumția întrebării. Această... Eu cred că e foarte mult circul atrage dintotdeauna, de 2000 de ani. Și e foarte multă discuție degeaba despre un fenomen care a existat dintotdeauna în societatea noastră, iar dumneavoastră ca jurnaliști interesați de politic, sigur veți recunoaște câteva din exemplele pe care vi le voi da. 2012, alegeri, Partidul Poporului, Dan Diaconescu, un zănate cu o televiziune, 16%, da, la alegeri. Puteți să mergem pe orice rundă de alegeri și veți vedea că această zonă de vot populist extremist este în această zonă de bazin 15-20%, că și atunci când a ieșit Dan Diaconescu a mai luat și PRM-ul niște voturi, a mai luat și alte partidulețe din zona asta niște voturi. Nu e ceva structural diferit, n-a luat-o România razna în momentul de față. Este foarte multă atenție datorată și fenomenului de social media, care aduce mult mai pregnant pe micile ecrane de telefon ale tuturor acest fenomen. Toate cercetările sociologice pe care le avem indică o realitate care a fost constantă în România după 1989 și care nu s-a schimbat. Există o majoritate pro-modernizare, o majoritate anti-PSD-ism. În PSD-ism includ și acest fenomen extremist, că întotdeauna a fost anexă, fie că s-a numit PRM într-o vreme, fie că a avut alte nume. România, în momentele cheie, s-a mobilizat și a oprit capturarea statului. Pentru că ceea ce avem de a face în acești ani, acesta este moștenirea regimului Iohannis, că iată s-a transformat într-un regim timpul guvernării domnului Iohannis, este un bloc mare la putere pe model mexican, care își dorește să rămână 70 de ani acolo, insuflând tuturor că nu există o alternativă. O vedem și în cercetările sociologice și în cotele de încredere pe care deja proiectul Alianței Dreapta Unită le are, dar o vom vedea cu prisosință la vot. Iar când în seara lui 9 iunie ne vom uita pe rezultatele de la europarlamentare, în fine, pe exit poll-ul, pe numărătoare mai degrabă, că vreau să îmi păstrez această rezervă, vom vedea că această poveste în care avem de ales între PNL, PSD și extremism este una falsă. România are o alternativă reală și cumva ironia este că majoritatea oamenilor care întreabă despre acest lucru se regăsesc în această alternativă. Nu mă refer la dumneavoastră la presă, că nu v-ați putea exprima simpatiile politice, dar aceasta este majoritatea pe care o simțim în jurul nostru, o societate care își dorește o guvernare normală la cap, pe principii de dreapta, pe principii liberale, nu una PSD-istă, socialistă, bazată pe creștere de taxe și pe discurs anti-economie și anti-antreprenori și nici niște zurbagii violenți care doar își strigă ura în societate. N-am înțeles întrebarea, că nu creșteți. Alianța Dreapta Unită a fost anunțată abia la sfârșitul anului trecut. Ne-am crescut continuu de atunci, dar pe măsură ce află oamenii de faptul că totuși niște formațiuni politice, oameni care reprezintă ceva, care sunt normal la cap, care au convingeri profunde și serioase, au decis să formeze această alternativă. Pe măsură ce lumea va afla, fiți convinsă că susținerea pentru acest proiect politic va crește și va crește mult mai repede. Aș vrea să vă mai dau de asemenea o explicație. Este adevărat că în primă fază AUR-ul a crescut. A crescut din câteva motive. Unul, pentru că și-a dorit puterea ca ei să crească. Le convine foarte mult ca pentru lumea care este nemulțumită de modul în care ei guvernează România să existe un singur tip de opoziție vizibilă, și anume tipul de opoziție practicat de AUR, pentru că ei devin mult mai frecventabil și lumea îi poate accepta văzând violența, agresivitatea, lipsa de soluții sau mai ales radicalismul și inepțiile multora dintre spusele acestui tip de opoziție. Al doilea motiv pentru care au crescut este
acela că ei trăiesc din scandal, din circ. Nu o să ne vedeți niciodată pe noi că începem să facem scandal de mahala, să ne înjurăm reciproc, așa cum s-a înjurat Simion cu Șoșoacă, mai știu eu Șoșoacă, cu nu mai știu cu cine. Noi suntem oameni bine crescuți, avem 7 ani, dacă astăzi suntem oameni civilizați. Suntem oameni care ne exprimăm idei, ne exprimăm raționamente, prezentăm soluții care stau în picioare. Nu suntem născuți din scandal, circ, din mascaradă, din, cum să spun, o ciorovăială ca la piață între mahaladjeci. De altfel, România are nevoie de seriozitate, România are nevoie de profesionalism, România are nevoie de oameni cu scaunul la cap, nu de oameni care fac spectacole de circ, dar îi întreb de soluții care stau în picioare. Dar vreți să știți că lucrul acesta se și vede și deși în continuare, și cu asta închei, cu parante, deși în continuare veți vedea în tot acest an electoral sondaje de opinie cu PSD în ceruri, cu AUR în ceruri, cu PNL în ceruri, realitatea politică a zilei de 9 iunie, respectiv rezultatele voturilor, vor fi diferite față de sondaje. La ora actuală, aproape toate casele de sondare care dau publicității sondaje, au sondajele comandate de PSD și de PNL sau de proxy ai PSD și PNL, adică agenții de știri sau asociații sau fundații care pe banii PNL și PSD comandă sondajele respective. Și evident, marea majoritate sunt coafate. Să știți că și noi am făcut sondaje de opinie care sunt diferite față de sondajele de opinie care apar în opinia publică, sunt diferite atât cantitativ cât și calitativ. Evident că cine dă sondaje vrea să manipuleze, iar scopul pe care îl au aceste sondaje este exact acela pe care l-a enunțat domnul președinte Drulă, să lase impresia oamenilor nemulțumiți, să lase impresia oamenilor care vor altceva de calitate mai bună, că nu există nicio speranță, că PSD și PNL sunt în continuare, au 50% împreună și că opoziția este o opoziție nefrecventabilă. Asta vor să introducă, de fapt, în mintea românilor pe toate canalele mediatice pe care le controlează. Adevărul este diferit. Și oamenii au discernământ și când va veni momentul să aleagă, vor ști ce să aleagă. România nu este condamnată să rămână în sufocată de tentaculele caracatiței PSD-o-peneliste. România are alternativă. Singurul lucru care trebuie făcut este acela ca românii să deschidă ochii și să vadă că se poate altfel, se poate mai bine, se poate mai corect, se poate mai cinstit, se poate cu mai multă pricepere, cu mai multă dedicare față de cetățean, se poate ca România să dezvolte într-un ritm neașteptat dacă este bine condus. Astăzi România nu este bine condusă, iar acest lucru este recunoscut de peste 75% dintre cetățenii României.